M-am născut în 1918, 26 ianuarie, în comuna Scornicești, județul Olt. Părinții sunt agricultori și se ocupă cu plugăria, au cam 10 hectare pământ, pot fi socotiți mijlocași. Tata a fost eliberal. La vârsta de 11 ani am venit la București și am intrat ucenic la cizmărie. Ca ucenic am intrat în legătura cu tineretul sindical de pe lângă sindicatul Ciocanul. În 1933 noiembrie am devenit membru al UTC. În 1934 am fost atras în Comitetul Raional din Negru, unde am lucrat până în august, când am fost dat să muncesc în mișcarea antifascistă. Am făcut parte din Comitetul Național Antifascist și în Comitetul Central al Tineretului Antifascist. Am lucrat cu Matei Socor, Năisesc și alții. Am fost arestată de mai multe ori în acest timp, dar am fost imediat pus în libertate. În 1935 ianuarie am luat parte la conferința Comitetului Județean al UTC. După conferință am fost oprită de agentul ușe, la mine s-a găsit chitanța de închiriere a casei unde s-a ținut conferința și un carnet cu unele notițe pe care îl uitase acolo o felia Manole și îl luasem să îl dau. Am reușit pe drum să fug. În februarie am fost trimis în Oltenia ca instructor. Am lucrat acolo cu Estera Rodoșevețchi, care era conducătorul regiunei. După arestarea ei în iulie 1935, am rămas eu cu conducerea regiunei până în decembrie 1935. În decembrie 1935 am fost trimis ca conducător al regionalei Prahova, în ianuarie 1936 am fost arestat, fiind dată de un provocator oltean. În proces am fost a 19 inși, printre care Petre Jugu și Taranovski Vladimir, un polonez. N-am dat nicio declarație privitor la munca mea sau a altora. Procesul s-a judecat la Brașov și am fost condamnată la 2 ani și 6 luni. Închisoarea am executat-o la Duftana. La Brașov în 1936 am fost încadrat în partid. La Duftana am fost încadrat în celula de partid și am fost pus la diferite munci organizatorice. În 1938 august, cu ocazia încercărilor provocatoare, am fost sancționat cu o observație pentru lipsă de vigilență. M-am eliberat în decembrie 1938. Am luat imediat legătura cu Popa Emil și cu David Constantin. Am fost dat să lucrez la tineret în Comitetul Județean care se ocupă cu tineretul. Am fost dat în Comisia Centrală a Tineretului, unde am lucrat cu Tașcă. Am luat parte la conferința din septembrie 1939 a tineretului, unde am făcut raportul asupra problemelor tineretului și am propus reorganizarea unei organizații revoluționare a tineretului și crearea unui front patriotic al tineretului. Prima propunere a fost însă atunci respinsă de Făriș, reprezentantul CC al partidului. În iunie-iulie am fost o lună la o școală de cadre împreună cu încă 5 tovi. Problema principală care a fost prelucrată a fost istoria partidului bolșevic. În noiembrie 1939 s-a organizat UTC. Am fost pus în Comitetul Central al UTC împreună cu Tașcă și Miron și mai târziu cu alții. Am muncit până în iulie 1940, când am fost arestat. Arestarea se datorește lipsei de vigilență și de conspirație din partea mea. Eu eram condamnată 3 ani în lipsă și cu toate acestea umblam ziua pe stradă și chiar în diferite cadre compromise. La prefectură n-am dat nicio declarație, după câteva zile am fost trimis la Consiliul de Război și de acolo la închisoarea Jilava, unde am stat până în februarie 1942. În timpul șederii la Jilava, obținând posibilitatea să merg la spitalul militar pentru repararea danturii, am făcut o mare greșeală mergând împreună cu o tovă la o casă tehnică care erau niște cunoscuți de ai noștri. În 1942 februarie am fost trimis la închisoarea Caransebeș. Aici am fost sancționat cu un vot de blam pentru greșeala menționată mai sus. În august 1943 m-am eliberat și am fost trimis în lagăr, unde am stat până la august 1944. M-am eliberat pe la 5 august cu ocazia unei comisii de eliberare. Am fost eliberat în urma sforțărilor depuse pentru ca să ne eliberăm câți mai mulți. Am ieșit împreună cu Popa și preoteasa Grigore. Am găsit după câteva zile legătura cu mișcarea prin Pătrașcu, dar n-am fost puși încă niciunul la muncă până la 23 august. După 23 august am fost dat să muncesc la tineret. Tineretul are un rol de seamă. El a realizat tot ceea ce am obținut în dezvoltarea socialistă a patriei noastre.